Este intervenția lui David. Iată-l pe David, jucătorul de regulă al Botoșanului. Nemeț, un 2 reușit, ocazie mare și este gol înscris de Meloi, dacă nu cumva e offside. Stați să vedem. Să ne lămurim dacă nu cumva este offside. Nu știu dacă portarul mai era între minge și linie. Acțiunea în sine este însă superbă. Meloi izbutește să punteze. Nu marcase din mai 2021 de la un Astra UTA. Sunt aproape 2 ani pe vremea aceea a jucat la Astra. Super acțiune. Stai să ne rămânem dacă nu cumva e offside. Cred că este offside la Boboc. Cred că bucuria este inutilă. Cred că poziția de offside a lui Boboc va anula acest gol. Vom vedea imediat. Mie așa mi se pare. Cred că este offside la Boboc. Se așteaptă verificarea. Mie așa, cu ochiul la ochi, mi s-a părut că este offside. Acum, să vedem ce spune VAR-ul. Offside-ul este dacă este la Boboc. Stăm iarăși. Este o fază la limită. Probabil chiar își va dura câteva minute bune. Poenarul se sfătuiește cu Cernat. Între timp se face o schimbare. Iese de pe teren Dragu. Și intră Patache, veteranul Patache. În octombrie face 36 de ani, este născut la Botoșani. Toată cariera a jucat aici, exceptând o jumătate de sezon, când din cauza concurenței a plecat la Chiajna. Vom sta, e clar. Se pare că sistemul VAR continuă să aibă această mică problemă la noi, această problemă a duratei de luarea deciziilor în fazele complicate de offside. Golul s-a marcat în minutul 54, suntem deja în minutul 57. Sigur Ionson cred că este acolo. Haideți, mai mișcați-vă puțin, am auzit un îndemn, nu știu de pe care, dintre băncile de rezerve. Într-adevăr, dacă stai așa pe loc și aștepți, sigur e foarte cald afară, dar riști ca mușchii să-și piardă din elasticitate. În orice caz, trec 3 minute. Asta e momentul. Dacă e piciorul lui Mutombo, mai aproape cred că a fost validat gol. Da, a fost validat. 1-0 pentru voluntari. Reușita lui Meloi, care a așteptat 2 ani și câteva luni pentru a mai...